Salut tuturor și bine v-am regăsit la al doilea episod din Raft. Eu sunt Eric și înainte de a începe acest episod, v-aș ruga să apăsați butonul like ca să văd și eu suportul vostru față de mine și dacă mai aveți episoade din acest minunat joc care deocamdată nu a mai primit update-uri și asta se pare cam puțin cam nașpa. Dar zic că jocul atât destul de bine, nu prea pare să știu și-o mai avea nevoie de vreun update ceva, n-am găsit bug-uri, de acolo văd un butoiaș. În episodul... stai, ce fac eu cu asta? No, înapoi undiță, am nevoie de undică de aici, cârligul, bun, vreau să prind butonul ăla neapărat. Bum, așteptam să vină și bum, l-am prins, haha, l-am prăduit. Ok, plin de metale. Și data trecută nu mai mi-aduc aminte ce am făcut. Oh, știu că am făcut chestiile astea, avem aici un chest drăguț. Frate, mi-a plăcea la chest să adauge mai mult spațiu în inventar, sincer. Ar fi chiar o idee bună să adauge mai mult spațiu în inventar, fiindcă chestul arată destul de mare. Ups, am prins aia. Îți dă impresia că e mare spațiul ăsta, de când acolo n-a decât vreo 6 sau 8 ploturi în care poți să pui obiecte și chestii. Hopa! Te-am prins, boss, unde crezi că fugi? Op, hai și voi aici. A, la naiba, le-am ratat alea, în fine. Hai să începem ziua, prin abia ceva, a umple asta și a pun-o înapoi aici. Luăm și peștiucul, mai punem altul la prăjit bun. Așa, ia să începem să facem noi în episodul de astăzi. Mă gândeam să mă mai extind puțin, după care să ne începem o căsuță. Ia zi, ce chestia avem noi pe aici? Aia, nu merge cu știftul, frate, uite ce jocoți. Bun, să fim atenți la domnul Rechinaș acolo. Ceaușescu astăzi. Habar n-am ceva încercat să fac. A, da, a zis că vrem să ne extindem. Ia zi, unde n-aibă ciocan la? Ia zi, putem ne extindem. Ok, numai bine. Îl văd pe individul croit acolo, abia așteaptă momentul ca Ceaușescu să nu mai fie cu ochii pe el și bum, o să atace. A, uite acolo ceva. Ia să prindem noi acel, ia să zic chest, acel dovlecel, ăsta, butoi. Ce naiba am zis dovlecel, ce, mi-e foame, ce naiba am. Okay. A fost plin cu chestii bune. Bine, hai să ne punem pe construială, pe builderit aici, bum, 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 așa, frumos. Ok, doc, la naiba nu mi-am materiale. Ce-mi lipsește, îmi lipsește ață, avem nevoie de ață. Uite ce niște table, niște chestii, wop, wop. Opa, bucata de metal să nu o ratăm că ne trebuie. Bă, putem să facem ața, ia să vedem. Aici facem ața, ok, haide. Așa. Acum putem ne pune pe construială. Uite aici niște, vreau, dă-le încoa. Vine domnul Rechinaș, atenție. Mă, stai mai acolo, prăduitorule. A, la naiba. Vreau bățul ăla, îl vreau, dă-l încoa. A, dă-l la mine. Ia vină tu încoa, unde crezi că fugi? Uite mai multe materiale. A trebuit să ne faci niște năvoade, frate, sau niște năvoduri, năvoade, cum naiba să frunță corect. Care să prindă, să le punem aici să prindă obiecte. Și sincer că fac o prostie, că trebuia să mă extind cu pluta asta încolo, în partea aia. Fiindcă văd că de acolo vin cele mai multe resurse. Au, fac. Nu e bine. Credeam că rechinul a până apropiere, m-am și speriat. Ia să vedem, mai facem niște ațe dintre astea. Ce trebuie pentru năvod? Ață... putem să facem, ia să... A, decât unul merge, fiera. Bine, hai să-l punem noi... Aici, perfect. Ce-mi place când face el cu degetul așa, frate, ține cu degetul acolo unde vrea să pună obiectul respectiv. Și după aia un send, ok, acolo rămâne. Vine rechinul. Ce vrei, bă, ce vrei, că dacă îți dau o suliță de asta, nu te mai apropii de mine toată viața ta. Wop, vine, prăduitorul vine după mine. Stai mai acolo că-ți bag asta încât acum. Săranu. Bun, ia să vedem, mai facem niște ațe. Nu mergem. Bine, am nevoie de apă. Bă, dar și ce mă, nimeni că am nevoie de apă. Ia să pun niște chestii aici, cum ar fi asta. Mai bine le las aici în inventar, fiindcă o să mai vină și nu vreau să mă încurce. Punem și asta pe aici. Hai să bem. Hai să bem pentru această zi bogată de la natură. Haide, umple-te odată. Bun, va trebui să mai fac niște de-astea de apă ca să pot să... Știi, să nu mai mor așa de sete, că uite, trebuie să aștept acum, am nevoie de apă iarăși. Ia-i să mai facem niște chestii de-ale. Bă, n-a venit nimic în chestia asta, e goală, cine ai, bă, numai pe lângă trece. Bă, stai mă cu, băi, alo. Paștele și candela dumnezeilor. Oi, ce m-am speriat ăsta, uite bă ce mi-a făcut prăduitorul ăsta. Mi-a mâncat pluta. A prins gustul lemnului, e gravă situația. Bă, dacă te mai prind pe aici, să vezi ce îți dau tu, știi cât. Bă, ăsta e lemn de stejar de la pur.
din Titanic, ce știi tu? Iau ce mi-a făcut asta, ce mi-a fudit amă gaura în podea. Aia, T-Rex trebuie să repare acum. Op, am luat aia. Am nevoie de apă urgent. Iam. Uite ce mi-a făcut tantăla asta acolo. Mâncăm și asta, va trebui să pescuiesc iarăși. Bă, cu rechinul ăsta până preajmă, eu nu o să pot să fac absolut nimic. Deci absolut nimic nu o să pot să fac cât timp e prăduitorul ăsta până preajmă pe aici și nu mă lasă în pace. Bun, acum hai să reparăm stricăciunile. Poc, gata, reparat. Ia mai, ups, nu. Nu vreau să fac asta. Uite acolo niște lemne, dar mi-e frică să mă duc pe ele. Mă risc. Haide, 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 haide. Yikes. Na, hai că nu luat repede reclam, frate, mă sperie degeaba, sincer. Ia să ce trebuia să fac eu ce... trebuia să mai fac niște năvoade dintr-astea. Am zis că fac pentru apă, în primul și în primul să facem alea pentru apă. Deci avem nevoie de una dintr-asta. Asta pentru apă. Bun, avem și asta. Perfect, o punem... Bă, dar nu prea le-am gândit bine, știi? Eu chiar nu le-am gândit bine chestiile astea. Întrebarea e... eu dacă vreau să mut răzneile astea de aici... O, am două de-astea cu apă. Stai, ce? Nu pot... e plină deja. Ok, o punem acolo. Hai să umple și pe asta. Sunt pline deja, ce n-ai pe fac eu, mă? M-am încurcat. Mâncăm asta, bun. Punem acolo. Ideea e, dacă eu vreau să mut toate chestiile astea, vreau să fac aici ceva frumos. Cum o să mut eu astea? Nu există nicio posibilitate de a le muta. Singura posibilitate de a muta chestiile astea e în felul următor. Să distrug fundațiile de sub ele și după aia să le mut. Asta e o prostie. A trebuit să adaugi un update în care să poți să muți astea gen. Fiindcă așa e o prostie, să stau să-mi dărâm propria fundație, frate. Și nici nu știu cum pot să-mi dărâm fundația în primul rând. Cred că cu ciocanul ăla. Sau dacă nu mă ajută domnul rechinaș, uite-l pe acolo. Dar mănâncă la, mănâncă la lemne când vreau eu. Fă, ce e prost, mănâncă când e lui, foame așa. Așa, adună, 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 adună. Tam tadam tadam, ozile. Bă, ia vezi tu că ne supărăm. Stai acolo. Bun, hai să mai facem niște ațe de astea și mai facem niște năvoduri, năvoade, năroade, puii mei. Ia să am, nu am aici nicio ață. Bă, dar repede să facem peșterul ăsta, mă, și apa. Chiar foarte repede. Ia da să beau. Ară să bem pentru această zi prosperă, care nu prea e așa de prosperă. Depinde câte like-uri să strâng. Dar la primul episod s-au strâns atât de multe, habar n-am câte naiba s-au strâns. Năvodul ăsta n-a prins nimic, l-am pus prost rău aici. A fost cea mai proastă idee mea. În fine. Uite acolo, materiale. Dă-le încoa, dă-le încoa, dă-le încoa, boss. Mamă, am depărtat cam mult. Uite-l, uite, bă, prăditor, venea pe la spate și mă lua. Bă, nebunule, mă. Nu lua lumea pe la spate că să sperie și moare. Jap. He-he, am învățat să pescuiesc butoaie, ce, sunt prostovan? Bine, sunt prostovan de ferme, dar... Ah, mai trebuie de astea și nu mai am. Vedeți cineva pe aici, vă frunzuiți să vreun teaci din ăla? Unde-i teaciul ăla odată? Ce n-ai mai vin resurse? Au, în sfârșit. Așa, și acum facem năvod. Bun, avem și năvodul. Îl punem aici. Perfect. Avem semnul de aprobare de la Ceaușescu. Totul este perfect, vino știu încoa. Ala cam vine curăit, e... cred că e foame individul, cred că mai vrea să mai mănânce niște lemne. Ia stai bă tu acolo, că te găsește toate nebunele. Vreau să fac năvoade, frate, în episodul ăsta. Vreau să fac năvoadele astea, decât să mă extim mai bine. Uite, a prins și chestia asta ceva, în sfârșit, năvodul ăsta ceva. Uite acolo, văd un de la un butoi. Ha! Prinde-l Ceaușescu! Ceaușescu e campion pe sate, l-a prins butoaie. Uite, am prins un teci. E bun și ăla. Uite bă, că am început să prind astea. Ok, așa. Ia zi-mi vine butoiul pe cărare. Nu prea vine, dar hai că luăm așa cu cârligul mai repede. Uop. Mamă, ce chestii ne-a adus butoiașul. Bă, nu mai mânca, bă. Trăiți-ar familia ta să-ți iască ce m-ai speriat. Dumnezeu, ăsta mănâncă toată pluta dacă nu sunt atent. Bă, nu mai mânca, bă, astea că nu sunt sănătoase. Îți fac rău la ficat, nu-i sănătos la cap. Haide, adă-le-ncoa. Ce? Mi-a scăpat bucatea de metal. Ah, mă enervează fundația asta. Of, ăla mănâncă lemne. Să-i spună cineva rechinului că lemnele nu sunt sănătoase. Nu fac bine deloc la ficat și la astea. Da? Ce știe T-Rex? T-Rex mănâncă și pietra că-i dai. Dacă zic că sunt bomboane.
Ok, am luat asta, hai să fugim de aici. Uite cum vin resursele, frate, uitați-vă cum vin. Așa, uite, uite cum atrage, uite, în sfârșit năvorul ăsta a devenit util. Mai trebuie o bucată de thatch ca să mai fac un năvor să pun aici. Bă, dar nu vine thatch, asta e problema, nu vin thatch-uri dintre alea. Uite, uite, uite că tot vorbeam de lup și lupul la ușă. Mai trebuie, mai vreau. Mai mult, Luterex nu-i ajunge, vrea mai mult. Iar ar să fie, mai avem nevoie de apă, să nu mă nec, să nu mă mor de sete-n puii mei. Haide, puii mei. Da, apa asta încoace așa. Ceaușescu are nevoie de hidratare lichidă. De ce să mută cana asta singură? Asta e o cană, așa e, sau nu e un pahar? Vezi, poate mai vii să mai mănânci barca, ai grijă ce faci. Tovarășul Rechin, ai grijă ce faci, atâția ți-am zis, te-am avertizat. Uite un teci acolo, ah, nu mai, n-are rost să mă mai duc pe el. Uite câte resurse vin încolo, frate, băi, ești nebun, dar parcă se spawnează așa, aiure. Gen, se spawnează așa din apropiere, nu. Bă, eu știu că ție-ți e poftă de lemn, dar tu stai acolo mai bine, nu te apropia de Ceaușescu care o are o sulță, poate ți-o bagă în cap. Eu atâta ți-am zis. Dacă nu vrei să avem carne de rechin la masă, poc, la fix. Dacă nu vrei să avem carne de rechin la masă de seară, eu zic să stai acolo cu minte, da? Stai în banca ta. Ce, unde n-ai băi asta? Ok, și ne mai trebuie încă una aici și ala e, dude. Ne mai întinde după aia în partea. Uop, teci, dă-l încoa. Și acum noată Ceaușescu, noată. Înoată ca și cum un rechin ar veni după tine, chiar așa e. Lasă peștele, nu-l mâncăm acum. Apropo de pește, hai să mai pescuim puțin. Uș! Ceaușescu e ăsta zi. E campion pe state, l-a prins pește. Pe sate, nu pe state. Am prins ceva? N-am prins nimic. Ăla e, am prins ciuca. Jap, încă o dată. Hai să ne vine butul ăla spre noi. Măi, butoiașule, de când te așteptam eu pe tine, adăm ceva bun repede, că nu mai, Ceaușescu nu mai suportă, nebunește singur pe mare aici. Oh, chiar două butoiașe, bă, ești nebun. Ha! Bun aruncare Ceaușescu. A, ai prins teaci, e bun și-aia. Uop. Așa, am prins și butoiașul, da, dă și-aia încoa. Uite încă un butoiaș, bă, ești nebun, ploc cu butoaia aici. Bă, a făcut bine că s-a spart Titanicul ăla, că văd că vine o grămadă de resurse pe el. Să fim atent la fraierul ăla, că nu știu cum o să vină, nu știm cum o să vină și o să ne fac o bucurie așa odată. Și jap o să încerce să ne mănânci iarăși barca. Aha! Haide și te-am prins. Oh, uite mult teaci aici. Oh, pentru ăsta mă risc, frate, nu mă interesează. Dă-l în puii mei de rechin. Teaciul e mai important. Uop. Încă un butoi, bă, ești nebun. N-ajunge cârligul până acolo, în fine. Ia zi, mai prins ceva? Fail, nimic. Asta așteptăm butoiașul ăla. Uite mai mult teaci. Și asta vreau și asta și aia. Aola. Nu mai dai, stai acolo. Tempui mei. Ceaușescu, ai prins gunoaie. Ai prins resturile alea. Ha! Ăla-i Ceaușescu. Dacă mai vine vreun butoi, nu mă mai arunc pe el, ajunge. Am luat prea multe butoaie, frate. Mi s-a umplut inventar de porcării. Bun, hai să mai facem niște... dintre astea una. Nu. Resurse bune, adă-le încoa. Op. Ups. N-a fost ideea mea să pic în apă. N-a fost intenția mea. Bun, uite, mai vin niște butoaie. Hai să mai facem niște de-astea. Mamă, câte butoaie vin, frate. Uite câte butoaie, fraților. Uite-l cum vine, croie. Mă. Ce am zis eu? De ce trebuie să ne certăm mereu? Dumnezeu. Uite, era să pierd butoaie din cauza rechinului. Era să pierd butoaie din cauza lui. Uite, ce făceam? Ce făcea bietul Ceaușescu în momentul ăsta? Ok, punem mai acolo. Luăm și pasta. Bem, punem înapoi. Luăm și peștiucul și îl mâncăm. Niam. Delicios. Sushi. Ia să-i, ce ne-a adus nouă marea. Chestii destul de bune. Asta unde ne-ai bai? Ok, acolo. Hai să punem lemnul ăsta aici. Scrap-ul ăsta aici. Mai vin butoaia astea, de mai vine unul acolo. Am zis că e butoia la partea aia acolo, doamne. Deci am cineva caută butoia la așa de parte, când acolo e un rechin. Ah! Haide, vin aici. Ăla e. Ăla e, boss. Bă, hai că am început să facem treabă bună, Ceaușescu a început să se priceapă din ce în ce mai bine. Mai face niște thatch.
Ne mai extinde puțin cu zona asta. Bun. Opa, opa. Vino încoace și tu, și tu. Hai și tu, bucată de tablă inutilă. Nu, am glumit, nu ești inutilă, ești chiar foarte prețioasă. Ia să ne mai facem niște de... Ah, n-am touch. Butoiul după el. Și touch-ul. Aolo, 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 aolo. Hop. Nu astăzi, domnule Rechi, nu vei mânca carne din Ceaușescu astăzi. Aha! Îți dau cu asta în cap. Uite aici o bucată metal. O, apare năvoadele astea, chiar sunt năvoade. Năvodul sau cum naiba s-o pronunța, frate. Dacă voi știți, îmi spuneți în comentarii. Poate amândoi termenii sunt corecți. Și năvoade și năvoduri. Aparent au un fel de plasă așa la ele acolo. Bun. Nu pot să fac încă. Încă o plasă dintre aia. Mai avem nevoie de touch. Ca să facem sforicică. Bun. Acum putem face sforicică. Be, 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 be. Unde s-a dus ăla? Unde ești? Acolo erai? Acolo să stai. Bun, acum să mai facem niște drăcovenii dintre astea. Le punem frumos aici. Aha, avem semnul de confirmat de la... Op. Oh, pot să pic până astea, băi, ești nebun? Credeam că sunt stabile, gen. Mai luăm ceva de băut, să mai sărbătorim puțin. N-au mai venit butoiașii, asta e o chestie cam nasoală. Hai să luăm și un peștiuc să mâncăm și punem altul la prăjit. Ce-am făcut, m-am mâncat pește la crud? Ceaușescu, ai mâncat pește crud, poate vomiți iarăși. N-ai învățat în Strand the Deep că dacă mănânci pește crud sau orice altceva crud, te îmbolnăvești și vomiți pe aici? He, dacă murdărești, cureți. Uite pe fraierul ăla, uite cum stau cu ochii pe el, ca un vultur sunt cu ochii pe el. De-aia mi-am mâncat două bucăți din barcă. Ha! Probabil că în episodul, poate o să mă mai extind eu așa off-camera, cine știe, că îmi place jocul foarte mult. O să mă mai extind eu așa off-camera și următorul episod vom face o căsuță sau ceva, o vilă genul. Bă, da, vine foarte repede peștele în plasă, ești nebun? În plasă, în asta, în undiță. Ia uite-l, imediat, frate. Bă, da, altceva, n-avem noi pe aici caraz, biban, ceva pește de la dălac. O sardină, ceva nu prindem și noi. Uite cum vin resursele. Faza că trebuie să colectez toate chestiile astea, fiindcă dacă nu, e posibil să le pierd când mă loghez din nou. Ok, să luăm asta o dată. Jap, 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 jap. Uite, vine acolo butoiașul, vedeți? Îl vedeți butoiașul cum face cu ochiul? Uite, T-Rex, vin la tine acum să-l salvez pe Ceaușescu din falimentare, din astea. Dacă nu știați, Ceaușescu a falimentat România și acum toată mea plutește pe undeva. Suntem pe Marea Neagră aici, dacă nu știați. A falimentat România, putește pe Marea Neagră și o grămadă de alții locuitori ai țării. Noi vedem că e ceața asta prea groasă. Dotai cu drujba. Asta e ceața, dotai cu drujba. Bun. Uop, încă un pește și ăla e, mă opresc. Hai să-i trei. Bă, au început să vină resurse așa, val. Cine ai băba a făcut? S-a mai scufundat vreo navă, e clar. S-a mai scufundat vreo navă sau ce este? S-a prăbușit vreo nozene, ceva. Sunt sigur că prostul ăla o să vină și o să-mi atace plasele astea, fiindcă vede că strâng resurse foarte ușor. Sunt sigur de chestia asta, pot să o simt. Voi nu simțiți? Păi, tine cu un butoi acolo. Bă, uite frate câte resurse, băi, ești nebun la cap. Uite-l cum vine, uite-l cum vine, uite. Să vezi dacă nu te omoră pe tine acum, ia vină tu în ghearul lui Ceaușescu, ia vină tu că Ceaușescu e poftă de ceva carne așa mai... Ce l-am omorât? No. Apare nu. Mi se pare ciudat, frate, adică uite, chestul e mai mic decât inventarul, îți dai seama. Cum naiba vine asta? Are Ceaușescu buzunarele așa de mare, adică știu că e din România și chestii de-astea. Am pierdut butoiul Ceaușescu. Oh no, you don't! Nu te duci nicăieri, vino înapoi! Ha! Unde crezi tu că scapi? Nu scapă nimeni de furia lui Ceaușescu. Bun, bă, frate, s-au dus 20 de minute deja. Bă, ești nebun, ce repede zboară timpul în jocul ăsta. Și am făcut de când niște năvoade și am mai pescuit câteva gunoaie pe aici. În fine, oameni buni, cred că a venit moment să închei și acest episod aici. Ceaușescu este foarte obosit și vrea să se odihnească. Așa că, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați în caz că nu ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Stați să colectez și butoiașul ăsta. Și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!